Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. După cum vedeți, suntem aici la iepuraș, că o să facem un videoclip cu iepurașii. Acum este ora 8, 7 și ceva, 8 fără ceva, cam așa. Iepurașul acesta, astăzi o să-l duc, o să-l dau și o să-l schimb cu o femeluță. Acesta. Asta o să rămână, că s-a făcut foarte frumos. Am aici iarbă pentru ei. Și femeluța aceasta o să rămână. Și atunci o să rămână aici masculașul acesta, femeluța asta și femeluța aceea, care o să o aduc, dar nu știu dacă o să o păstrez, o să văd dacă îmi place de ea. Dacă nu-mi place, o să-mi păstrez una de aici și care o să o aduc o să fie sacrificată. Astăzi o să le fac și curățenie. Le-am lăsat așa stratul acesta mai gros de paie, că na, totuși este destul de frig. Acum lor aici nu cred că este chiar așa frig ca aici. Am mai cules porumb și am umplut. Aici totuși este mai ferit. Aici în partea aceasta este tablă, acolo scândură, așa că nu prea zic eu că le este, nu prea, uitați-l. Ce ai, băi? Nu cred că le este prea frig. Da. O să despărțesc astăzi și pe cei 9 puișori. 9 sau 8, că nu mai știu sigur cât sunt. Știu că mai de mult a murit unul, dar nu știu câți au mai rămas. Acum o să văd și eu, că tot nu m-am convins. Uitați, ieri au primit porumb și dimineața lucernă, după masă porumb și greu, și acum am mâncat tot. Trebuie să le fac curat, să le pun paie. Au mai crescut și ei cât de cât, dar au crescut foarte greu ăștia, pentru că au fost un cuib numeros și na. Abia aștept să îi despart, să rămână iepurița singură, că cred că deja s-a săturat cu ei, să stea tot cu ei. O să fac curat aici și o să mut aici brahmaul și aici pe cei 7 puișuri. Uitați-o, puica de brahma s-a făcut foarte vioaie, foarte sănătoasă. Uitați-o, așa crescut. Cocoșul parcă stă acum e supărat, dar acum sunt amândoi bine. Deși puica era tot supărată de atunci, de când am mai avut problema cu ochiul, dar acum este foarte vioaie. Uitați aici cum am cules porumbul. Rațele sunt bine. Astăzi o să-mi aduc și un rățoi lejesc, cred. Numai nu știu dacă o să am timp să fac toate astăzi. Oricum avem 2 săptămâni de vacanță și am timp. Bine, o săptămână am timp, că o săptămână mai mult trebuie să învăț și teme și da. Mănâncă și ei acum grâu. Apa, văd că iarăși s-au răsturnat-o. Uitați, și-au răsturnat-o. Îi las afară. Uitați, puica asta superbă. Iepuroiul acela o să-l mai țin un pic și o să fie executat. Da. Am o cloșcă cu un puișor. Haideți că vi-l arăt. Uitați-l. Unde te-ai dus, băi? Este golaș negru, cloșca a venit cu el. Eu de fapt știam că cloșca aceasta clocește, avea 2 ouă, dar nu i-am pus mai multe, am lăsat-o așa, dar tot am vrut să o desclocesc. Uitați acolo ouă de jogăină. Tot am vrut să o desclocesc și nu s-a desclocit. Hai băi să te pun jos, stai un pic. Uite ce rău este. Tot am vrut să o desclocesc și ea n-a vrut. Și într-o dimineață, de fapt nu într-o dimineață, după ce am venit de la școală, îmi spune bunica mea că
ai un puișor că a scos croșca aceea și este foarte frumos așa, negru și golaș, și eu l-am pus acolo în cușca aceea decât să moară sau să pățească ceva. Uitați acolo vacile. Dar nu o să fie un vlog cu ele astăzi, mâine poate. Uitați acolo și găscuțele țărănești. Din celelalte nu am mai apucat să sacrific. Sunt încă 5, adică 2 găște și 3 găscani. O găscă din aceea cred că o să înceapă ouatul, că găscanii o calcă, dar oricum nu o să le opresc. O să le sacrific. Uitați aici puișorii. Ia stați, ia de menesc un pic. Hai! Pui. Hai. Pui. Uitați ce frumos au crescut. Uitați aceea de ouă verzi. Hai. Pui. Stați că acum vine. Sau acum n-au chef. Fug, de fapt. Hai. Seara vin mai mult. Ha. Nu știu dacă ați văzut-o. Hai. Haideți. Dar în general vin, că sunt obișnuiți cu mine. Uitați, am două așa albe moțate, una neagră moțată, acea golașă neagră și vreo, nici nu știu câți cocoșei sunt, 4, cam 4. Aici am cules porumbul acesta ieri. Porumbul acesta, așa să vă gândiți că a fost semănat în 16 iunie, este porumb din acela de 100 de zile. În 16 iunie a fost semănat, pentru că până în iunie la noi a plouat și pământul acela este așa mai pe vale și a stat apa și n-am putut să-l semănăm. În iunie s-au retras apele acelea, am putut să-l semănăm și după aceea nu a mai plouat. Și da, uitați-l ce frumos s-a făcut. Este plină și cealaltă, de pe cealaltă parte. Rațele, și știu să mă opresc de aici, două albe și rațele două bătrâne să fie 4 cu 1 și un rățoi o să mi-l aduc să fie tot alb, că eu am doar unul alb și nu știu ce are la aripi, parcă are ceva defect și n-aș vrea să nu poată călca rațele din cauza aia. Da. Așa că uitați cât porumb au acolo. Uitați-le acum, m-au văzut. Tot așa fac când mă văd. Nu știu ce au și vin la mine. Uitați-le. Hai. Din acelea 3 albicioase, una este gâscă, 2 gâscani și aceea neagră de lângă ele este gâscă. Și asta ultima s-ar putea să fie gâscă, dar nu știu sigur. Uitați-le pe țărănești. Acum ele dorm acolo în grajd. S-au obișnuit foarte bine. Și, adică în fiecare seară stau acolo. Eu doar le trimit. Merg în spatele lor, nu le trimit de fapt. Și ele intră, închid ușa și gata. Acolo aș vrea să și clocească. Pentru că, de exemplu, dacă clocește aici, mie nu-mi prea place să mă uit la ele când sunt pe cuib, că mușcă și dau cu aripile și așa. Și bunica mea le verifică, adică când trebuie să scoată, să vadă dacă au puișori scoși, dacă trebuie să ia pui de sub ele. Mie nu-mi prea place să le verific eu că mă mușcă, mă lovesc cu aripile și nu-mi e frică să nu spargă ouăle. Și ea nu poate să intre aici pentru că, na, vă dați seama. Și eram nevoit de fiecare dată să intru tot eu. Și gâsca, mă mușca, mă lovea cu aripile, venea gâscanul și da. Degeaba stătea bunica mea aici. Pentru că, na, ce puteam să fac eu cu gâsca dacă mă mușca? Nu puteam prinde de cap, să o țin sau... Uitați ce frumos este acesta, seamănă perfect cu taică său. Dar acesta îmi place mai mult culoarea la el. Ah, uitați că am uitat ușa deschisă. Hai afară să te vezi un pic. Ce te-ai îngrășat, stai aici un pic. Nu, fii rău. Uitați-l. Uitați ce urechi frumoase are, nu-i mai stau vârfurile aplecate. Are maro pe bot și are culoarea asta frumoasă. O, ce rece este la urechi.
Da. Ce graz ești, băi. Odată țin minte, nu țineam gâștele aici, țineam gâștele la cealaltă casă, pentru că aveam acolo o cușcă așa din beton toată și sus țineam pui, că atunci țineam pui de rasă mixtă, din aceea pentru ouă, și jos era locul gâștelor. Și într-o dimineață gâștele începuseră deja să facă ouă, aveam vreo 7 gâște, cam așa, vreo 7 gâște și 2 gâscani, cam așa. Și uitați cum a ros acolo, și acesta a ros, și aceea. Și m-a trimis bunica mea să văd dacă au luat gâștele, dacă au făcut ou, să merg să-l iau. M-am dus și aveam un câine, Bruno, sau nu știu cum îl chema 100%, dar știu că era brac german și semăna foarte tare cu Rocky ăsta pe care l-am acum. Și știu că mânca găini, rațe, gâște, orice prindea el, și nu știu cum s-a dezlegat, că el era legat. Și eu, în momentul în care am deschis ușa, vreo 6 gâște au ieșit, una rămăsese pe cuibar pentru că au mai făcut și celelalte gâște ouă și mai făcea și ea fix în momentul ăla. El s-a băgat pe lângă mine, a prins-o de cap, i-a zdrobit capul, eu n-am putut să-l... M-am dus, am zis, marș, ieși afară, dar n-a ieșit și a omorât-o. Și da, am mai rămas în anul acela doar cu vreo 5 gâște, cam așa, dar oricum am avut foarte mulți pui, aproape de 40, 30 ceva. Uitați. Asta este gâsca. Aceea este gâsca asta. Oricum o să fie toate sacrificate. Uitați brahma cea mai scurmă acolo de zor. Da. Și, da, prieteni, în vlogul ăsta mai mult am vorbit un pic. Mâine o să fac un vlog cu vacile, cu căței. Poate dacă o să aduc astăzi iepurița aceasta, dacă o să fac schimb, o să mai ai rățoiul leșesc, dacă o să-l aduc tot astăzi. Și astăzi ar putea să mai apară un vlog, pentru că trebuie să merg, mai am o... Nu-i grădină, este un loc altul. O să vedeți dacă o să mai apară un vlog. Trebuie să merg să culeg nuci și poate să fac un vlog să vă arăt ce copaci am și pe acolo, că am niște pomi foarte buni și pe acolo. Și da, cam atât și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta am fost eu. Până data viitoare. La revedere!